Domnule Pârșe, mențineți această tradiție a memorialului Marian Pârșe. Multă lume aici la Mureni, pentru că oamenii nu l-au uitat pe Marian. Da, e adevărat. Oamenii l-au iubit pe băiatul meu pentru ceea ce a făcut el. În timpul ăla scurt a reușit să facă multe lucruri frumoase și oamenii își aduc aminte cu plăcere de el. Iar eu am o datorie, nu să zic morală, datorie pentru că a fost fiul meu și a fost un copil curat, ca să-i mențin amintirea lui mai departe. S-a jucat meciuri frumoase, copiii s-au bucurat de fotbal și oamenii la fel din tribune, foarte multă lume. Da, v-am spus că noi suntem iubiți la Mureni. Pentru ceea ce am făcut eu și băiatul meu, noi suntem iubiți la Mureni aici. Oamenii nu ne-au uitat. Sperăm să... ca cei care vin din urmă, mă refer la nepoții mei, să facă amintirea a mea, a lui, bine că eu n-am murit, să facă amintirea curată despre fotbal. Că noi avem gânduri foarte frumoase despre fotbal. Publicul ăsta, orașul ăsta merită, cel puțin Liga 3. Discut... Să știți că eu discut foarte mult cu Gabi Paraschiv. Am fost colegi, practic, să zic așa, a crescut sub ochii mei la Mureni și discut foarte mult cu el. Și chiar și el își dorește foarte mult și eu îmi doresc foarte mult.